Sala de ședințe a primăriei municipiului Giurgiu a găzduit marți 17 septembrie o dezbatere la care invitat de seamă a fost senatorul american Nathan Dam. La eveniment au participat, pe lângă reprezentanții administrației publice locale și județene, primarul Adrian Anghelescu, viceprimarul Ionel Muscalu sau vicepreședintele Consiliului Județean Giurgiu, Elisabeta Mihalcea, și cei tuturor cultelor din municipiu, subiectul principal al discuției fiind colaborarea dintre administrație și biserică. A fost abordat, printre altele, și subiectul privind modalitatea în care Statele Unite ale Americii și România gestionează problemele sociale. Legat sufletește de România, țară în care s-a mutat alături de familie în 1994, Nathan Dam a locuit o perioadă în Giurgiu, activând ca misionar după absolvirea liceului. Sunt eu onoarea să fie aici cu voi toți. Știu un pic de limba română, că am locuit aici. Prima oară când am venit aici în Giurgiu, am avut, cred că, vreo 13-14 ani. Dar a fost un pic limba română, când am venit prima oară. Sunt american, am locuit în România de vreo 12 ani, dar acum locuiesc iar în America de vreo 20 ceva de ani și sunt un senator din statul Oklahoma și acolo locuiesc și m-am întors aici și mă bucur să fiu cu voi cu toți, să vorbim puțin, să răspund la întrebare, orice vreți să faceți, domnul primar. Eu o oară să fiu aici, dar am să fac restul din engleză cu traducătorul, doar să ne asigurăm că totul e făcut exact cum trebuie, să nu fac nicio greșeală, ok? Înainte de această dezbatere, senatorul Nathan Dam a fost invitat în biroul primarului Adrian Anghelescu pentru o serie de discuții constructive. Ne-am aprins puțin pe tematica statului de drept și am avut o temă de dezbatere pe care domnul senator Nathan a ținut să-mi precizeze, fiindcă eram descumpănit cum de Național numărul 1 pe glob nu este în stare să rezolve anumite probleme, măcar simple, cu oamenii fără adăpost, narcomanii, sau sărăcia, sau problema cu hrana din școli, unde există o taxă pentru anumite familii care depășesc un anumit nivel, comparativ cu România, care a reușit prin Uniune de forțe și de stânga și de dreapta, să stabilească un lucru foarte important, că hrana pentru elevi este sfântă. Senatorul republican, reprezentant al statului Oklahoma, a explicat de ce există aceste discrepanțe în America. In America, we are, a lot of times people don't realize, we are kind of like the European Union. It is a union of individual states. I represent the state of Oklahoma. And so each state is responsible for doing things differently. Just like in the European Union, Romania does things differently than France or than Germany or other countries. So each state is responsible for how they do things. Când vine vorba despre America, exact așa cum este și în România, că România face parte din Uniunea Europeană, de asemenea, America este o uniune de state și face lucrurile în mod diferit, exact așa cum și Germania face lucrurile diferite față de Franța și așa mai departe. In America, yes, we have the national government, the union. În America avem guvernul național și anume uniunea guvernelor. We have the state governments. Avem guvernul de stat. And then we have local governments. Și avem de asemenea guvernul local. Like mayors. Și primării. And the way that the American government was set up, modul în care guvernul american a fost constituit, format, was, as you said, those three branches of government, este exact așa cum ați menționat mai devreme, acele trei ramuri ale guvernului, legislative, legislativ, executive, executiv and judicial, și juridic. Printre cei care au luat cuvântul s-a aflat și Viorel Dumitru, pastor al Bisericii Creștine Baptiste Sfânta Treime din municipiu, care a spus că simte nevoia unei mai bune colaborări între biserică și instituțiile statului. Până la până noastră, n-am întâlnit pe nimeni care să spună că vrea să ne acorde consultații. Au venit doar în control și nu știu dacă este normal ca județul Giurgiu să fie pe locul întâi în țară la a amenda bisericii. Nu știu dacă este chiar așa, de exemplu, Biserica Ortodoxă, după câte știu eu, a primit maximul de amendă. Eu am fost un pic mai rănit, dacă deși au primit 50.000, nu au primit 30.000. Ok, am înțeles, nu am încă documentul respectiv, dar niciodată nu ne-a chemat cineva, în ce mă privește pe mine și știu că și ceilalți colegi de la bisericile, de la culte, da? Că așa se vorbește, Biserica Ortodoxă și culte. Nu știu dacă cu Biserica Ortodoxă s-a
s-a discutat, dar cu cultele nu s-a discutat. Și am aici colegi care pot să vă spună și ei. La rândul său, arhimandritul Episcopiei Giurgiului, Teodor Șerban, a propus crearea unui consiliu consultativ la nivel municipal. În România, la inițiativa Părintelui Patriarh, există și Consiliul Consultativ al Cultelor din România și, iată, cred că nu ar strica ca la nivel local să avem și Consiliul Consultativ al Cultelor din municipiul Giurgiu. Într-un cadru instituțional oficial, dar, repet, colaborarea dintre noi, dintre cultele religioase, dintre reprezentanții instituțiilor de stat și culte, este veche. În vârstă de 41 de ani, Nathan Dam este senator republican al statului Oklahoma din anul 2012. Originar din localitatea Broken Arrow, acesta este de profesie dezvoltator software. La întâlnirea care a avut loc la primăria Giurgiu, senatorul american a fost însoțit de părinții săi, care de asemenea au locuit o perioadă în municipiul nostru.